sunt fericită și împlinită ca o mămică cu un fecior de 21 de ani. Având numai 21 de ani, mama spune că sunt prea tânăr ca să mă gândesc la o relație serioasă cu iubita mea, însă cu siguranță vom trece și la următorul pas, deoarece eu chiar îmi iubesc foarte mult iubita. Până acum, Vlad mi-a făcut numai surprize plăcute. M-a surprins că a ales să facă facultatea de drept. Încă din copilărie am vrut să-mi împlinesc visul de a deveni un magistrat. Peste 10 ani aș dori să fiu căsătorit, să am parte de o familie frumoasă, să am cel puțin un copil, să fiu un judecător care să dea decizii bune. Oricum, el gândește foarte pozitiv. Trăiește într-o lume a dreptății, a binelui. Cu toate că încerc să-i mai spun că nu-i chiar așa de roz. În urmă cu 5 ani, îmbrăcarea costumului popular era ceva de neconceput. Eu l-am împins de la spate să facă muzică populară și chiar nu-mi pare rău niciun moment. Știu să le vorbesc, dar știu bine să le iubesc. Și soțiră frumușel, când mă văd mândrele în sat, toate vin la sărutat. Felicitări! Cum te simți? Sincer să vă spun... Aoleu, tremură! Tremur, vai, da. De capul meu, știți cum tremură! Ai revinos, da? Da. Spune-mi, te rog frumos, n-a fost pasiunea ta folclorul. Cum s-a întâmplat să te îndrăgostești pur și simplu de genul acesta? Prin mama. A, mama a vrut. Da. Mamei mele i-a plăcut foarte mult și pentru dânsa a fost un regret că nu a putut să facă chiar ea acest lucru. Și te-a... pus pe tine. M-a determinat și pe mine, da, am fost împins. Nu, dar ție-ți place? Serios? Foarte mult. Așa, foarte domne, mult. Păi zi... E tot ce-mi doresc să fac. Juriul, vă rog frumos. Domnul Dinescu. Eu vibrez mai puțin la idealizarea vieții ciobănești din România, pentru că acest cântec nu mai are nicio legătură cu realitatea românească. Îi știm pe ciobanii sau falși ciobani care își pun în cap o căciulă la piață și vând, ca să vândă brânza de Sibiu mai scumpă, care uneori nu e de Sibiu. Pe de altă parte, am văzut ciobani amărâți, jerpeliți. Adică ideea ciobănașului ăsta frumos, care e un soi de gigolo, ca o vedetă, nu știu ce, și toate fetele cad pe spate de apariția lui, nu prea are legătură cu realitatea. E clar, trebuie să recupereze la prova, nu? Eu cred că ar trebui să se pună bine cu domnul judecător. El a ales o melodie, să zicem, de joc. Cântecul de joc simplifică mijloacele de expresie, din păcate. Și
Păi da și nu prea sunt de acord cu tine, Grigore, să nu te superi pe mine. Dar ce să mă supăr? Aici... Ce să mă supăr? Păi nu, regulamentul concursului prevede clar. Rămâne la latitudinea concurentului ce să-și aleagă. Nu trebuie să cânte toată lumea numai piese lirice. Dar bun, înțeles, și notația mea va fi ca a ta. Acum, dumneavoastră, domnule Elize, dumneavoastră v-a plăcut? Da, mie mi-a plăcut. Așa? Și vreau să spun, Vlad Dragule, că nu e de mirare că vin fetele când te duci tu în sat, toate fetele l-a sărutat, că ești frumușel băiat. Deci să zicem că fața l-ajută, da? Da, sigur că da. Dar am o întrebare pentru tine. Da, vă rog. Vei fi judecător. Ia încearcă tu să judeci prestația ta artistică din seara asta. Hopa! La vârsta la care mă aflu, 21 de ani, tocmai împliniți, sunt un începător în muzica populară, nu cânt decât de 4 ani jumate, iar cred, din punctul meu de vedere, că în această seară m-am prezentat bine. Acum rămâne la latitudinea dumneavoastră. Sau nu? Da. Pentru un viitor judecător s-a descurcat. Ușor spre finalul frazei, puțin probabil de emoții, dar e bine. Ce emoții, că e cutremurat, dar dreptul, da. Vă spun eu. Da, 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 știți cum tremură și acum? Bun, Costică. Și tu tremurai lângă doamna Iuliana. Nu mi-ai demonstrat, frate, că e șoban din ăla care pune mâna pe băț și gata, se luptă cu natura, el e pe munte tot timpul. Timid, șobanii nu prea sunt timizi. Și nu știu cât este la modă barba acum, mustața, dar gândindu-te că este un concurs de folclor, nu prea îi văd rostul. În rest, te felicit și îți urez succes. Vă mulțumesc. Vlad, curaj, da? Ne revedem la proba a doua cu artistul preferat. Vă mulțumesc. Salut! Bună ziua! Salut! Bună ziua! Bună. De ce nu te-ai bărbierit? De ce nu te-ai bărbierit? De ce nu te-ai bărbierit? De ce nu te-ai ras? De ce nu te-ai bărbierit? Nu-mi place să îi urmez pe alții. Așa e felul meu de a fi, îmi place foarte mult. Este calea la modă, e la modă, e calea mea. Nu stă bine nu cu barbă. Nu stă bine, mă, dar muzica populară în costum național și cu barbă și... Hai, mustață, da, că mustață au avut din dureri. Da. Dar barbă, ai, doamnă. Barbă în lumea satului era numai popa. Popa avea. Atât avea. Popa avea. Domnule Enceanu, nu mă rad. Cu asta am pornit la drum și cu siguranță așa ne vom reîntâlni.